Dragii mei, mereu încercăm să vă prezentăm și afaceri de familie. Bineînțeles, de foarte multe ori avem nevoie de exemple de bune practici. Tocmai de aceea vă invit să cunoaștem o familie foarte specială. Familia Scheuleac, care deține o fermă de porci și deține și o afacere cu preparate din carne. Bineînțeles că rezultatele sunt pe măsura așteptărilor. Așadar, haideți să le cunoaștem povestea și de ce nu putem să facem ca ei. Domnul Scheuleac, am fost la ferme, am văzut ce se întâmplă acolo. Felicitări și pentru maternitatea de porci. În felul ăsta vă asigurați materialul biologic din producție proprie, să spun. Nu mai sunteți nevoiți să aduceți de nu știu unde. Și material sănătos, indemn. Acum ne aflăm, iată, am venit aici unde până la urmă se închide, să spun așa, se închide lanțul. Greu, ușor a fost să realizați toate acestea? Nu pot să spun că a fost foarte ușor, a fost destul de greu, însă am răzbit pentru că am avut o ambiție de a închide acest lanț. Am pornit și acum suntem în faza de la bobul din grâu care îl semănăm în pământ până la acest cârnaț de pe raft. Asta ne-am dorit. Ne-am dorit să avem, adică avem și lucrăm în prezent în jur de 250 de hectare de teren. Avem ferma de reproducție, avem două ferme de creștere, avem abatorizare, avem secții de mezeluri și preparate. Adică zicem noi că suntem în... Adică am închis lanțul. După secția de preparate... Suntem și avem undeva în momentul de față 7 magazine în județul Suceava. Mai livrăm și în alte magazine, nu la foarte multe, suntem la început de drum. Noi facem un produs de calitate, suntem cu... Asta vreau să vă întreb, pentru că toată lumea se axează și întreabă, domnule, este natural? Nu cumva ați mai băgat și altceva prin produsele astea de dumneavoastră, cum se obișnuiește și cum lumea deja... se ferește de așa ceva. Noi în momentul de față nu facem niciun fel de injectare, nu facem niciun fel de adausuri la preparatele noastre. Toate produsele sunt pur și simplu din carne. Deci carne, carne și carne 100%. Nu am făcut decât, ca să spunem, condimentare naturală, nu am făcut decât, ca să spunem așa, nu numai condimentele naturale, încercăm să facem... Cam cum se face în orice gospodărie țărănească, nu? Exact, cum se făcea odată, așa facem și noi și avem un gust autentic. Acum, consumatorul este cel mai în măsură să ne spune dacă le place produsele noastre sau nu. Vreau să vă spun că de când am deschis, de aproximativ 2 ani și jumătate, avem creșteri de vânzări, avem creșteri de producții din 5 mai mari. Oricum noi ne vom plafona, ca să spunem așa, pentru producția, ceea ce producem noi în ferma de reproducție și ferma și fermele de creștere, undeva în jur de 15.000 de porci pe an, atâta vom face și atâta vom prepara. Adică vrem să facem un produs foarte bun, puțin și bun, ca să spunem așa. Adică din fermele noastre să ne procesăm toată materia primă. Nu vrem să importăm, nu vrem să aducem carne înghețată, nu vrem să aducem carne injectată. Noi vrem să dăm 100% suceveanului o carne de calitate. Păi, la asemenea efectiv, obține și o producție și mezeluri și diverse produse în cantități destul de mari. Cum valorificați? Valorificați numai prin procesarea dumneavoastră, prin unitățile dumneavoastră de procesare sau vindeți carcasă și în altă parte sau porci vii? În momentul de față, noi ceea ce procesăm, am putea spune că totul este din fermele noastre. Nu putem să spunem că vindem și o cantitate mică de carcasă, tot din fermele noastre, pentru că nu avem decât 7 magazine. Încercăm să mai deschidem și alte magazine și vrem să ajungem în, nu știu, 15-20 de magazine. În care... Mai în zonă sau și în altă parte, în alte județe? Ne-am propus doar în județul nostru și noi vrem să facem deocamdată în Suceava și ținând cont că asta va fi capacitatea și care va înghiți piața, vrem să facem
niște produse naturale, ca să spunem, niște produse tradiționale și cât mai naturale, adică fără să fie, cum am spus, cu adaosuri, cu, eu știu, nu știu, injectate și așa ceva. Dar noi nu există. Avem peste 120 de produse care le facem din porcii noștri, care creștem noi. Aș vrea să vă spun că porcii noștri sunt și mănâncă foarte natural. Mă refer că noi mergem acum pe un brand care aș putea să spunem pentru suceveni, aș vrea să le spun că mergem cu brandul Cumpărați de la noi porc crescut, născut, crescut și abatorizat în Bucovina, ce abatorizat și preparat în Bucovina. Sunt niște produse naturale, sunt niște produse cu gust, de aia și carnea noastră și produsele noastre au un gust mai deosebit ca la mama acasă, ca să spunem. Discutam și la fermă furajele necesare pentru creșterea porcilor. Îl procurați din bună măsură din ferma proprie, din ferma vegetală. O procesați dumneavoastră, aveți mori pentru așa ceva, aveți capacitatea de a procesa și furajul necesar? Noi avem în fiecare fermă, începând cu ferma de reproducție, avem bazine de stocare, sau cum să spun, depozit de stocare a cerealelor, avem moară la fiecare fermă, la ferma de reproducție avem moara ei, fermele de creștere, avem două ferme de creștere. Vă produceți furajele singuri, cu alte cuvinte. Da, ne producem furajele singuri, avem moarele noastre, avem depozitele noastre, avem terenul care lucrăm noi. Deci pot să spun că, cum am spus-o la început, ne laudăm și pe bună dreptate că de la bobul din pământ și până la cârnațul de pe raft suntem foarte implicați și ne dorim doar calitate și prosperitate. Ce să vă spun? Succes în tot ceea ce faceți, succes și vânzare bună, cât mai multă, cât mai bună, pentru, nu doar pentru suceveni, de ce nu, și pentru cetățenii din alte județe. Facem probabil și ceva, un comerț, eu știu, ca să spunem, online, ca să spunem, sau vom vedea ce va ieși mai târziu, însă în momentul de față n-aș putea spune că ne propunem să rămânem aici. Dar, cum am spus, noi vrem doar acea carcasă care spunem noi că acum o dăm, este ca un surplus, ceea ce nu putem noi să, sau nu avem cereri în ceea ce facem, că avem magazine puține și nu avem desfacere, dăm carcasă. Dorim ca acea carcasă să o preparăm tot la noi și atunci din tot ce facem să reiese un produs finit în care să satisfacem cât mai mulți clienți care doresc să aibă și să mănânce sănătos.